Un incendiu izbucnit sâmbătă în jurul amiezii la o firmă de curierat din municipiul Salău. Pompieri au intervenit la timp și au lichidat focul. În jurul amiezii, detașamentul de pompieri Salău a fost solicitat să intervină pentru a stinge un incendiu izbucnit la sediul unei firme de curierat din Salău. Cauza probabilă de incendiu a fost efectul termic al curentului de la un sistem informatic lăsat sub tensiune. Au ars mai multe bunuri, un calculator, o imprimantă, 4 modemuri, un corp de mobilier și alte bunuri au fost deteriorate, 3 sisteme informatice, 2 monitoare și o imprimantă. Tot la acest sfârșit de săptămână, secția de pompieri Jibou a intervenit pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casă din localitatea Solomon. Cauza probabilă de incendiu a fost un scurt circuit de la tabloul electric al locuinței. Au ars aproximativ 70 de metri pătrați de acoperiș, piese de mobilier, obiecte de uz casnic și articole de îmbrăcăminte.